Cina Domnului este un moment deosebit, este o sărbătoare, o comemorare, dar ea are multe, multe funcții, are multe roluri care sunt extrem de importante pentru noi ca biserică. Doar câteva dintre ele le voi trece pe scurt în atenția noastră. În primul rând, ea are rolul de a ne aduce în părtășia cu Domnul, într-o părtășie profundă, în a ne aminti, în a ne concentra pe Domnul. Ea este numită masa Domnului. Care e diferența când cineva te cheamă la o masă sau când te duci la o masă? Totdeauna orice masă trebuie să aibă un subiect, aparține cuiva, cineva dă masa aceea și cineva este în centrul acelei mese. Dacă e o masă de nuntă, e normal ca mirii să se afle în centrul acelei mese. Dacă e o masă pentru o festivitate sau alta, persoana sărbătorită sau cel care a dat masa, el este în centrul atenției. Despre el vorbim sau subiectele pe care poate le propune el sunt în centrul atenției. Masa Domnului este masa în care el trebuie să fie în centrul atenției. Noi vorbim despre el și el ne vorbește, pentru că asta este masa Domnului, masa la care el ne vorbește. De aceea l-a spus, i-a strâns pe ucenici la masă și a spus, am dorit mult să stau la masa asta. De ce? Pentru că la masa asta le-a spus multe, multe lucruri. Doar Ioan consemnează multe din discuțiile purtate la acea masă. Apoi, cina Domnului are rolul și de a crea părtășia cu biserica. Noi nu doar cu Domnul stăm la masă, dar stăm unii cu alții. Aș vrea să notați aici, s-a citit aici și este o expresie, dacă este foame cuiva să mănânce acasă. Ce se întâmplă și care este eroarea pe care o pot face alții? Unii nu mănâncă acasă, unii iau cina Domnului acasă. Vedeți diferența care este? Că sunt prea sfinți ca să se împărtășească cu biserica. Ei nu se pot împărtăși cu biserica din diferite motive. Dar, în al treilea rând, cina Domnului trebuie să aibă și rolul acesta, unul despre care vreau să vorbesc în mod deosebit astăzi, câteva lucruri, și anume cercetarea personală. Cina Domnului este momentul în care te oprești asupra ta, te oprești ca în fața unei oglinzi și te uiți la tine. Te verifici, îți faci analizele, stai înaintea lui Dumnezeu, te concentrezi pe tine, te focalizezi pe tine, pe viața ta, pe starea ta personală, pentru că asta trebuie să faci, fiecare să se cerceteze pe sine însuși, fiecare. Și aici, de la pastor, presbiter, diacon și oricine ar fi, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Dar voi scoate în evidență doar 5 atitudini greșite atunci când ne cercetăm pe noi înșine, atunci când ar trebui să ne cercetăm pe noi înșine. Prima atitudine greșită este perfecționismul. Putem întâlni, eu am întâlnit oameni care niciodată nu se împărtășesc la cina Domnului. Pentru că sunt perfecționiști, pentru că totdeauna ceva nu e, e ceva, lipsește ceva, nu e perfect, nu este absolut, nu este. Și iau decizia asta să nu se împărtășească. Perfecționismul. Oricine ai fi în ziua aceasta, că aud și expresia asta, că vrednic, nevrednic, eu pot să vă spun eu înaintea tuturor, dacă ar fi după vrednicia mea, eu n-ar trebui să mă împărtășesc la cina Domnului. Întreb eu, cine-i vrednic? Biblia nu spune cine-i vrednic să se împărtășească și nu spune doar să fiți vrednici. Biblia spune doar în chip, adică modul în care ei trebuie să fie vrednic. Să te cercetezi, să te recunoști și când te împărtășești, spui, Doamne, sunt un păcătos, am nevoie de iertare, că de asta ai și murit pentru mine, pentru că eu nu sunt perfect. Nu te aștepta să fii perfect, nu te aștepta să fii vrednic, pentru că dacă aștepți să fii vrednic, nu vei fi niciodată pe pământul acesta.
în trupul acesta, în firea aceasta pământească, în lumea aceasta, niciodată nu vei fi suficient de vrednic. Dar dacă ai alți ochelari și vezi altfel, așa spune Biblia, dacă zice cineva că n-are păcat, ce face? Minte, adevărul nu este în el. Oricine ai fi tu, nu uita asta. Oricine ai fi, nu uita de eticheta asta de păcătos, că nu scapi niciodată de ea. Oricât te-ai crede de sfânt, oricât te-ai crede mai bun decât alții, nu uita. Și atitudinea aceasta este total greșită, perfecționismul. Dorința de a fi perfect, sau poate în unii e chiar, unii chiar se cred perfecți, asta e și mai greșită. A doua atitudine greșită este superficialitatea. Mă uit câteva lucruri, dar n-am nimic cu nimeni, totul e ok, n-am făcut asta și nu mă gândesc prea mult. Superficialitatea. Oameni care trec în viteză peste toate. Oameni care n-au timp să zăbovească, să se uite cu atenție, în profunzime, acolo când scrie, își va adânci privirile. Asta înseamnă superficialitatea, să te uiți doar așa, la câteva lucruri, doar la suprafață. Ori acolo spunea, cine își va adânci privirile în legea lui Dumnezeu. Nu ca un ascultător uituc, se uită în oglinda asta, dar se uită adâncindu-și privirile în legea lui Dumnezeu. Când îți adâncești privirile, când te uiți în profunzimea lucrurilor, abia atunci realizezi cât de greșit ești, cât de păcătos ești, câtă nevoie ai de Dumnezeu, câtă nevoie de pocăință ai, doar atunci când îți adâncești privirile. Când ești superficial, tu ești ok, tu ești cel mai bun, ceilalți sunt răi, pentru că suntem superficiali și superficialitatea este o altă atitudine greșită la cina Domnului. A treia atitudine greșită la cina Domnului este indiferența. Nu-mi pasă. Nu mă interesează prea mult. Nu mă privește pe mine. Mai ales asta știi cine poate cădea în extrema asta. Cine a plecat de acasă deja cu gândul că nu se împărtășește. Oricum nu mă împărtășesc. Oricum eu nu sunt botezat sau oricum eu nu sunt membru sau eu oricum nu și atunci există indiferența. Vedeam atitudinea asta, de multe ori s-a întâmplat să văd în biserici lucrul acesta, mi-aș dori mult să nu se întâmple niciodată la noi asta. Când era cina Domnului, oamenii veneau la biserică și stăteau până la cină. În momentul în care se dădea cina, își luau bagajul și plecau. Și le spuneam, și vă spun și vouă, știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă să întorci spatele lui Dumnezeu, spatele cinei Domnului. Ok, nu ești membru, ok, nu ești vrednic, nu te împărtășești, rămâi aici. Fă ce trebuie să faci, cercetează-te, mai uită-te, bun, nu te împărtășești astăzi, dar uită-te în lăuntrul tău să vezi, bun, data viitoare. Ce ar trebui să fac eu până la cina viitoare ca să mă pot împărtăși? Ce ar trebui să fac? Rezolv lucrurile că ți-ai luat părăria și ai plecat? Crezi că e mai bine așa? Crezi că e mai spiritual asta? Ce rezolvă asta? Asta o numim indiferența. Să nu-ți pese. Nu mă privește pe mine. Nu mă interesează pe mine. Nu-mi pasă de ceea ce fac alții. Eu oricum am gândurile mele. Și indiferența este tot o atitudine nepotrivită, greșită la cina Domnului. Al patrulea rând, o altă atitudine greșită la cina Domnului este comparația cu alții. Am observat asta, e un mecanism și observ cum diavolul folosește foarte mult strategia asta. Ori de câte ori stai de vorbă cu cineva care păcătuiește, care greșește, când cineva este mustrat, când cineva este pedepsit, când cineva este atenționat, când cuiva îi spui, vezi că ai făcut asta, știți care este prima atitudine? Dar pe alții nu-i vezi? Oh, stai că spun eu, uite și ăsta face, altul face mai rău ca mine, dar uite că alții sunt 10 mai răi ca mine. Și imediat reflectorul este asupra altora. La cina Domnului, nu ești chemat să vezi pe cei de 10 ori mai rău ca tine. Nu e treaba ta.
Observați că în Petru stătea de vorbă cu Domnul Iisus, după ei venea Ioan și Petru, din instinct, a spus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? La care Domnul a spus: ce te privește pe tine? Ce-i treaba ta? Ce va fi cu el? Tu vino după mine. Tu vino după mine. Dacă altul stă în picioare sau cade, nu-i treaba ta. Ia seama la tine însuți. Cina Domnului este momentul în care trebuie să încetezi să te uiți la alții. Cina Domnului este momentul în care trebuie să încetezi să te compari cu alții, să-i vezi pe alții de 10 ori mai rău decât tine. E momentul în care să te uiți în oglinda sufletului tău și să realizezi cine ești tu, ce ești tu și lasă-i pe alții. Pentru că dacă o să arăți cu degetul spre alții, nu o să te pocăiești niciodată. Din păcate, asta e o atitudine total greșită atunci când ești la cina Domnului, când te cercetezi, când trebuie să te uiți în viața ta. Ce am făcut eu? Nu, dar stai să vezi ce fac alții. Uită-te la alții. Vezi-i pe alții. Observați, atitudinea aceasta o amendează Domnul Iisus într-un fel. El vine și spune fariseilor. Fariseii, gândiți-vă că erau oamenii cei mai conservatori, cei mai înguși, cei mai sfinți, cei mai spirituali din punctul lor de vedere, erau oamenii cei mai religioși. Și totuși, el dă o pildă și le spune: a venit un astfel de fariseu în templu și a spus: Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Și vedea pe alții, prea curvari, ucigași, mincinoși și așa mai departe. Îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți. Și Biblia ne spune foarte clar, omul chiar se lăuda și nu mințea, Domnul n-a spus minți, nu, era așa. Eu postesc de 2 ori pe săptămână, eu dau zecioală din tot venitul meu, eu și câte făcea el și câte rele făceau alții. Și totul era corect. Numai că atitudinea asta de a privi spre alții, de a te compara cu alții, de a-i disprețui pe alții și de a nu te pocăi tu, asta este greșit. Și Domnul ne spune: adevărat vă spun că fariseul acesta s-a întors socotit păcătos acasă. Dar undeva acolo era un vameș, păcătos, plin de păcate. Nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. El nu se compara cu nimeni. El nu spunea: a, las că știu, mai marile vameșilor fură mai mult ca mine, știu, hoți mai mari decât mine. Da, totdeauna sunt păcătoși, mai păcătoși ca tine. Dar omul acesta nu se compara cu nimeni. El n-a spus: sunt și eu un biet vameș, mai fur și eu, dar sunt alții care fură mai ceva ca mine. Nu. S-a concentrat doar pe el, că asta înseamnă cercetare personală. Uită-te la tine. Uită-te doar la tine însuți. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și vameșul acela s-a întors acasă socotit, neprihănit, pentru că nu s-a comparat cu nimeni altcineva, nu i-a văzut pe cei mai răi decât el, ci s-a văzut doar pe el. Și când s-a uitat doar spre el, s-a comparat doar cu Dumnezeu, nu îndrăznea nici ochii să-i ridice spre cer și s-a pocăit. Dumnezeu să ne ajute. Să ne uităm doar spre noi și nu spre alții. Și momentul cinei Domnului este momentul în care suntem îndemnați. Citim de fiecare dată asta, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Nu-i treaba ta să-i cercetezi pe alții. Nu-i treaba ta să te uiți că tu s-ar putea că ai văzut, știi de un an ce a făcut unul, ce a făcut cu o lună, poate omul deja și-a cerut iertare, Dumnezeu l-a iertat. Cine ești tu să judeci, să spui că altul e mai rău? Poate nu mai este așa. Nu ești judecătorul nimănui. Tu atât, doar judecător în dreptul tău, doar acolo poți cunoaște ceva, pentru că tu nu înțelegi. Că înțelegeți fariseul ce a zis? Și nici ca vameșul acesta. El se compara cu vameșul. El nu știa că Dumnezeu pe vameș l-a iertat, pe vameș l-a socotit neprihănit și rugăciunea celui vameș, disprețuit, călcat în picioare de ei, rugăciunea lui era ascultată. Dar fariseul cu mândrie: eu nu sunt ca ei, eu sunt mai bun. Și realitatea era cu totul alta. A cincea atitudine greșită la cina Domnului și ultima pe care o prezint astăzi este
focalizarea pe alte detalii. Cina Domnului este unul din subiectele cele mai încărcate de polemici, transubstanțiere, consubstanțiere, este Domnul, nu este Domnul, are valoare, nu are valoare, e doar simbol, e în realitate, se transformă pâinea asta efectiv în trupul Domnului, se transformă efectiv în sângele Domnului, cum e, ce anume dă valoare cinei Domnului, trebuie doar un preot să rostească binecuvântarea, preotul să aibă succesiune apostolică primită de la Papa și așa mai departe și a ajuns până la tine, haina preoțească îi dă valoare, rugăciunea îi dă valoare, păcătosul îi dă valoare sau sfântul îi dă valoare, biserica îi dă valoare și asta e plină deja de mii și mii de detalii cina Domnului. Cu un pahar sau cu păhărele, cu pâine dospită, cu azimă, cum o servim, cum o luăm, ne punem pe genunchi, cum spunem, moduri și moduri și moduri de a face cina Domnului. Și vei găsi oameni care la cina Domnului nu se vor cerceta pe ei, dar se cercetează pâinea dacă e făcută de o văduvă sau nu, că trebuie și avem mii și mii de tradiții, nici nu vă vine să credeți câte tradiții sunt în jurul cinei Domnului și cum ar trebui și câte zile ar trebui să stea pâinea și să o întoarcă și cine să o întoarcă și cine să o pună și în ce fel foc de foc să ardă și ce lemn să fie și te doare capul deja când vezi câte și-au inventat oamenii vis-a-vis de cina Domnului. Și sunt oameni care se uită doar la asta, oameni care se focalizează pe alte detalii. Câte pahare sunt, ce fel de pahare sunt, cum e vinul, cine l-a adus, de unde l-a adus, ce-i cu el. Și mii și mii de detalii care ne pot distrage atenția de la noi înșine. În loc să ne cercetăm pe noi, ne apucăm să cercetăm modul în care se face, ritualul și tradiții și tot ce se întâmplă aici. Fraților, noi încercăm cât se poate, în cea mai mare simplitate să facem cina Domnului, în cel mai mare respect. Înțelegem că unii sunt obișnuiți într-un fel, alții în altul. Încercăm să facem în așa fel încât cina Domnului să fie un moment special în care fiecare să aibă posibilitatea să se cerceteze pe sine însuși. Am participat de atâtea ori la cina Domnului în alte biserici, în context diferite, maniere diferite, moduri diferite, dar dincolo de toate astea, cina Domnului e un moment în care să te uiți la tine, să te verifici, să te analizezi, să te cercetezi și să te împărtășești cu Domnul. E un moment pe care nu ar trebui să-l lași să scape, n-ar trebui să îți distragă atenția nimic altceva. În această dimineață să te poți uita spre tine în mod deosebit, uită-te spre Domnul care a murit pentru tine, pentru păcatele tale, uită-te spre promisiunile Domnului și apoi, dacă lucrurile nu sunt cum îți place ție, dacă lucrurile nu sunt cum ți-ai dorit tu, poate și asta face parte din pocăința. Să mai renunți la mofturi, să mai renunți la pretenții, să mai renunți la tradiții, să mai renunți la încredințări personale, pentru că biserica și asta înseamnă să ne așteptăm unii pe alții. Și această așteptare poate însemna că unii nu înțeleg acum, și vedeți, Domnul Iisus a spus cândva lui Petru, chiar la masa Domnului, ce fac eu, tu nu pricepi acum. Dar o să vină momentul, se mai întâmplă ceva, îți mai deschide Dumnezeu ochii și poate peste o lună, două, vei pricepe altfel. Poate peste un an, doi, vei înțelege altfel. Nu vei fi așa copil care, gata, ai luat, ai aruncat, că asta nu-i cină, asta nu-i biserică și ai plecat. Să fii mai matur. E un proces de maturizare, de creștere. Și de aceea cina Domnului e un moment în care să nu lași să scape importanța lui, valoarea lui, care-i dată de nimic altceva decât de cercetare pe tine. Pentru că dacă te-ai cercetat, dacă în ziua aceasta, că ei sau nu e cina Domnului, dacă tu ai încredințarea sau nu, dacă sunt lucrurile cum sunt sau nu sunt, lucrul important, cel mai important lucru este să te cercetezi pe tine însuți. Și asta înseamnă să te verifici, apoi să încerci să repari. Dacă s-a realizat asta, este una din marile realizări, pentru că asta este funcția cinei Domnului.
Dacă n-ai încredințarea că nu poți să te împărtășești pentru că e una, pentru că e alta, pentru că nu gândești tu, respect deciziile tale, Dumnezeu respectă deciziile tale, e treaba ta la urma urmei. Dar lucrul acesta nu uita că ești obligat să-l faci. Cercetează-te pe tine însuți. Dacă iei sau nu, e decizia ta. Dar să te cercetezi e obligația ta. Să te analizezi pe tine, să te uiți în viața ta, să nu faci greșelile acestea pe care le fac oamenii. Fie că e vorba de perfecționism, fie că e vorba de superficialitate, fie că e vorba de indiferență, fie că e vorba de comparație cu alții, să arăți cu degetul spre alții mai răi decât tine, fie că este vorba de focalizare pe alte detalii, când, cum, cine, de ce și în ce e îmbrăcat preotul sau în ce nu e îmbrăcat și ce se face și cum se face și unde se face și ce se întâmplă, dincolo de orice detaliu de la masa Domnului. Nu uita că lucrul cel mai important este să te cercetezi pe tine însuți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea vrem în momentele care urmează să mai lăudăm pe Domnul și corul va avea cântări, fratele Valentin, o poezie în timpul cinei Domnului. Cei care se vor împărtăși, dreptul la împărtășire cu trupul și sângele Domnului la membrii bisericii, cei care s-au botezat în apă, care au luat decizia asta să se împărtășească pentru că e un drept, nu este o obligație, nimeni nu este obligat să se împărtășească, este un drept. Și fiecare în dreptul lui se analizează. Dacă sunt printre noi frați, surori din alte biserici, rugăm totuși să ne facă cunoscut, pentru că e cina Domnului, cina Bisericii Philadelphia Mansuie. Și dacă sunt membri, noi nu spunem că nu au voie, dar să fim măcar atenționați, să știm, să-i cunoaștem, să știm situația fiecăruia, în așa fel încât să fie toate lucrurile făcute bine. Mulțumim Domnului pentru harul său. Cei care se împărtășesc vor ridica în picioare, cei care nu se împărtășesc vor rămâne așezați. În timpul acesta cântăm spre slava Domnului, corul va lăuda pe Domnul, fratele Valentin, apoi va avea o poezie și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.